Comisarul șef Radu Ionuț Obreja a dat în judecată structura teritorială a Direcției Naționale Anticorupție și solicită despăgubiri morale de 500.000 de euro. Fostul șef al Serviciului Permise și Înmatriculări Suceava consideră că datele care au apărut în presă în ceea ce îl privește au fost furnizate de procurorii DNA prin încălcarea legislației și au avut ca scop distorsionarea adevărului. Domnule avocat, haideți să vedem cum a decis clientul dumneavoastră să acționeze în judecată Direcția Națională Anticorupție și de ce. Vreau să vă spun că încă de la momentul când a fost pus în libertate din arest preventiv, v-am spus că acesta se va apăra cu toate mijloacele pe care legea îi le pune la dispoziție, practic prin mijloace legale. A ajuns să aleagă acest demers pentru că în ultima vreme și chiar și în perioada de arest preventiv, mai ales în perioada cât a fost arestat preventiv, în presă, în mass media în general, au apărut tot felul de interceptări care până la urmă vizau în primul rând viața intimă, viața privată a acesteia și care nu aveau niciun fel de legătură cu acuzațiile care îi sunt aduse până la urma urmei acesteia și care până la urmă ar trebui să formeze obiectul probațiunii în acest dosar și nu alte aspecte ale vieții private. Ori toate aceste chestiuni au creat un imens prejudiciu, a ajuns practic să aibă discuții până într-acolo încât să se destrame practic, să îi se destrame familia. Din aceste considerente, pe de o parte, a ales să promoveze această acțiune în pilotul Tribunalului Suceava, care până la urmă va hotărâ, va stabili dacă DNA Serviciul Teritorial Suceava a procedat corect sau nu în ceea ce privește informarea presiei cu privire la anchetele pe care le are în desfășurare. Cum ați ajuns la suma de jumătate de milion de euro? Suma de jumătate de milion de euro, mai exact 500.000 de euro, este o sumă, din punctul meu de vedere, mult prea mică, având în vedere prejudiciul care a fost adus. Vedeți dumneavoastră, mass media, în general opinia publică, prin comunicatele și prin interceptările truncheate pe care au fost scurse în presă, ca să mă exprim așa, nu au făcut decât să îi încalce pe de o parte dreptul la apărare, pe de altă parte prezumția de nevinovăție, el fiind considerat de către opinia publică deja vinovat înainte de a fi judecat. Această sumă poate fi modificată, vă spun, exclusiv în sensul majorării acesteia. Se va mai gândi în funcție de prejudiciu și prejudiciile care vor mai fi aduse acestea. Credeți că judecătorii au fost influențați de toate aceste apariții în mass media? Da, sunt convins că au fost influențați, practic și pe judecătorii care au judecat până în acest moment cererile formulate de acestea, s-a pus o presiune suplimentară prin publicarea, prin oferirea către mass media acestor pasaje din dosar, repet, truncheate, astfel încât suntem în situația în care vă pot spune că la nivelul secției penale a Tribunalului Suceava există deja o problemă în ceea ce privește judecătorii care mai sunt sau nu compatibili să judece dosarele în care acesta este implicat. Cum au ajuns aceste informații? Pentru că nu toate informațiile au fost transmise pe căi oficiale către mass media. Asta rămâne să ne spună DNA-ul cum au ajuns informațiile, pentru că obligația dumnealor era de a securiza practic probatoriu și nu era obligația altor persoane, terții persoane de dosar. Okay.